Bine v-am regăsit la un nou episod al emisiunii iRun. Alături de noi este un talentat sportiv, foarte pasionat, pe care mă străduiesc de un minut să-l ajung din urmă. Îl văd adesea antrenându-se pe Arena Națională în jur. Robert, nu te supăra, poți să puțin mai, puțin mai ușor? Hello, hello! Da, Robert, bine te-am găsit! Bine te-am regăsit! De unde e atâta pasiune pentru alergat? Păi, câteodată pasiunea vine mâncând, dar vine totodată și când găsești ceva modele, probabil în viața ta, și ceva modele pe care uneori le vezi la televizor și după aia de ce nu ajungi să alergi, să Zine, cine te-a impresionat? Dă din casă! Păi, na, de impresionat îți dai seama. Prima dată, ca să fiu sincer, m-a impresionat soția mea pentru că ea alerga. Și tu nu? Eu nu. Și o vedeam, am văzut-o pe la București când obținu niște rezultate bunicele, care mie mi se păreau greu de obținut pentru mine. Mă rog, ulterior, că vorbim tot de modele, am ajuns să cunosc și să mă pot antrena cu, nu știu, cu oameni precum Marius Ionescu, Alex Corneschi, oameni pe care poate niciodată în viață nu m-aș fi gândit pentru cei nu știe, între spuma din România, între cei mai buni. Da, 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 clar, unii din cei mai buni alergători pe care i-au România în ultimii ani și, evident, cei mai buni maratoniști. Deci asta, scuze-mă, ai fost pe interes, practic, când ți-ai întâlnit ceea ce urma să fie viitoarea soție. Absolut, absolut. Bă, asta o să mă ajute. Da, da, da. Da, 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 e important și ca dovadă, oamenii de care am vorbit, în continuare fac sport, indiferent de nivelul lor, că fac performanță sau că fac din plăcere, așa cum face și soția mea, la fel ca mine. Ok, totuși, dar plăcerea asta ta a fost dusă la un nivel extrem de ridicat. Spune-ne timpii tăi din prezent. Pregătiți-vă. Pentru un amator, atenție, amator, foarte pasionat de alergare. Nu este profesionist, da? Așa, mersi, mersi. Ca să zicem, la nivel local, pe județe, pe sate, pot să zic, da, că pot să zic că m-am apropiat așa de niște timp mai mult decât decenți, nu știu, la semi-maraton în jur de 68 de minute, iar la maraton 2 ore 25. Sunt niște timp care, evident, în lumea alergării sunt timp de pluton, ca să zicem așa, sau la marile competiții, clar, timp de fete. Timp la care marea masă nici măcar nu îndrăznește să Marea masă viseze. Nu îndrăznește, dar ar trebui să îndrăznească, pentru că rezultatele astea au venit ca urmare a unei munci asidui de, nu știu, 3 ani de zile. Oho. Adică în 3 ani de zile, dacă te pregătești corect și urmezi niște pași corecți, dacă ai și un pic de pasiune, zic eu că... Și dacă întâlniți femeia potrivită pentru a vă scoate flăcări pe nas? El zice corect. De ce? Pentru că nu te-ar înțelege probabil când tu vii de la serviciu la ora 8 și jumătate seara. Vă dau un exemplu, iar, da? E întuneric, nu te-ar înțelege că tu ieși de la 8 și jumătate seara de la muncă și trebuie să mergi să faci antrenament. Indiferent ce ai, intervale, bucăți, tempo, alergare ușoară, trebuie să te duci să faci și te întorci acasă la 10 jumate seara, știi? N-ar înțelege, probabil, dacă nu ar face același sport sau ar practica același lucru pe care îl practici. Deci, ca o paranteză, până acum, dacă puneți ochii pe vreo fată, asigurați-vă la casting, adică nu vă lăsați așa ușor, vă trimiteți aici, în arenă, lui Robert să o antreneze un pic, să vadă dacă are potențial să-ți scoată din voi acel potențial, da? Să-l manifeste. Robert, spune-mi și mie cum arată o zi
din viața ta? Știu că și muncești și că îți place foarte mult ceea ce faci. Nu am mai întrebat nimeni, asta uite, o să spun ție prima dată. Arată normal, așa cum ar trebui să arate, mă trezesc undeva în jur de 7 dimineața sau 6 jumate, depinde de perioada din an. În general, fac cam un singur antrenament pe zi, nu pot face doar antrenamente pentru că lucrez și asta ar însemna oboseală în plus, dar mai sunt perioade cum este asta, când trebuie să fac ceva volum și trebuie să am două antrenamente pe zi. Deci ziua începe cu un antrenament, clar. O masă destul de mică, nu reușesc să mănânc foarte mult dimineața. Apoi plec la serviciu, vin la serviciu. Seara, eventual, îmi trec pe hârtie ce am avut de făcut, ce am făcut, ce n-am făcut, cum am simțit. Da? Asta cred că face cam fiecare sportiv ar trebui să și țină o condică cu activitatea pe care o are, să-și țină cumva un grafic al antrenamentelor și rezultatelor. Evident, un film, poate seara o emisiune. Îmi place să stau pe canapea de multe ori să mă relaxez cu o sticlă de suc, da? Suc, așa se zice acum. Suc. Cu o sticlă de suc. Așa. Și de bere, să știi, uneori, n-o să mint. Am auzit că ajută la refacere. Eu nu susțin chestia asta cu alcoolul, clar, dar din când în când o bere, mai ales că sunt sportiv amator, mă relaxează cel puțin mental, dacă nu fizic, știi? Este greu, după o zi de muncă, să-ți mai faci alergarea? Mai ai tragere? Da. Să știi că de multe ori am un tonus muscular destul de bun, după ce am stat 8 ore, să zicem, picioare. Am un tonus muscular bun și foarte multe antrenamente reușite sunt cele de după amiază, cele venite de la serviciu. Să-ți dau un exemplu. Am venit și am făcut 15 repetări de minut cu minut. Un antrenament care teoretic e destul de greu, intri un pic în anaerob. Adică un minut foarte tare, un minut teoretic încet. Și vreau să zic că a ieșit extraordinar de bine, ținând cont că am avut o zi grea la serviciu. Poate dacă aș fi fost odihnit, poate n-ar fi fost la fel. Dar ai un ritual înainte să ieși la alergare și ești puțin obosit, un duș rece sau o băutură? Nu, dacă sunt un pic obosit, nu fac încălzire, adică nu mai fac încălzire foarte mult, nu mai fac 3-4 km de alergare, fac atenție, încălzire, nu ca și exercițiu, ca alergare. Mobilitate fac întotdeauna, stretching, mai ales că stau prost la capitolul ăsta și am nevoie de mobilitate. Cât de important este pentru un alergător echipa? Am văzut că te antrenezi din greu la pădure, ia zi. Sincer, fără echipă e destul de dificil. Deși teoretic e un sport individual, alergarea, la nivel de pregătire și uneori și la nivel de competiție, este un sport colectiv. Și ca dovadă, cele mai bune rezultate pe care le-am avut, de fiecare dată, le-am avut pentru că am alergat în grup. Da. Atât la maraton, cât și la semi-maraton, am alergat în grup și grup te ajută. Cam asta e cu pregătirea. Spune-ne despre proiectul tău. Am înțeles că ți-ai luat cameră și dai drumul la YouTube. Să vedem. Asta ar fi un gând, dar evident, după ce voi termina pregătirea și nu știu, poate campionatele naționale de, nu știu, vedem ce, s-ar putea să susțin un mic proiect, așa, să vedem dacă îmi pot monitoriza, dacă îmi pot arăta antrenamentele pe care le fac pentru ceea ce voi alerga în 2021. Desigur, dacă
toate lucrurile vor fi normale și nu vom avea probleme așa cum am avut în decursul anului 2020. Mă refer la pandemie. Da, că despre asta e vorba mai. Ce calități par să aibă alergătorii? Păi, dacă vorbim de alergătorii de mare fond, alergătorii de fond, răbdarea, cred că sunt destul de răbdători, mă refer la cei de valoare. Da? Cred că sunt destul de răbdători, muncitori. Și deși pare, teoretic pare un sport simplu, ok, dai din picioare, dar nu e chiar așa, e ca un puzzle, trebuie să pui cap la cap multe lucruri. Și așa cum am zis, să ai răbdare cu toate. Cred că asta. Să ai răbdare. Și după ani și ani, ce ți pare important că îți dezvoltă sportul? O disciplină despre care da, cu toții știm. Mai e ceva? Păi, după ani și ani să zicem că o relație trainică cum ai tu. Asta da, absolut. E important că faceți împreună sport și același sport? Evident. Te leagă, nu? Asta îți dai seama, înseamnă automat de fiecare dată când ești, spre exemplu, într-o vacanță. E de înțeles că o pereche de pantofi o să aibă fiecare în rucsac, da? Sau în bagajul de cală, să poți să faci o alergare, că trebuie să faci o alergare, asta știi și foarte mult. Dar ca viziune per totală, după, să zicem, o viață de sportiv, fie ea amator, fie de performanță, este că sportul te dezvoltă în mai multe ramuri, așa. Te disciplinează, cred că, destul de mult. Cred că sportul te poate obișnui să te trezești la o anumită oră, să te pui să dormi la o anumită oră, pentru că e sănătos să nu pierzi nopțile, nu știu, să nu pierzi orele de somn, care sunt esențiale. Eu, dacă prind o oră în plus de somn, lux, e lux, recunosc. Te apasă oare uneori sacrificiile pe care le faci pentru că faci anumite compromisuri pentru a reuși să-ți păstrezi rutina antrenamentelor? Să știi că nu mă apasă, știi de ce? Pentru că, așa cum ți-am zis la început, este pasiune. Na. O fac din pasiune, nu o fac că... Nu o fac că-mi spune antrenorul, trebuie să faci aia. Știi? Adică eu îl întreb, cu dorința de a face, zi-mi, te rog, peste două zile ce fac. Zi-mi, te rog, peste... Da, dacă nu e, să zicem, un plan încă structurat, să zicem, că nu suntem într-o perioadă de pregătire anume. Deci dorința mea nu e o problemă, nu mă dă nimic peste cap. Ideea e să ai o pasiune mai mare decât greutatea planului de antrenamente. Da. Iar omul aici de față are așa ceva. Are un foc care arde puternic, îl putem observa la antrenamente, cum dă acolo totul din el. Eu o să-ți dau câteva exemple din viața mea curentă. Și atunci când stăteam în zona în care m-am născut, în Bușteni, și aveam alt loc de muncă, mergeam acolo, pentru că, așa cum zic, sunt pasionat de sport, mergeam acolo, după mine, chiar dacă era zăpadă, cu nămeții și disco și așa mai departe, îmi luam placa de snowboarding la sub braț, mă duceam cu ea la serviciu, terminam munca și apoi mergeam pe pârtie. Și mă întorceam acasă iarăși, după multe coborâri, mă întorceam acasă pe jos, iar la muncă și așa mai departe. Deci lucrurile astea sunt normale. Cum și în ziua de astăzi, prioritar pentru mine este sportul. Dar norocul meu este că acolo unde lucrez acum, lumea mă susține cu lucrul ăsta și mă apreciază. M-a arătat asta. Să nu credeți că 4 ani de zile la Robert alergarea este mixată doar cu jobul, ci mai știu o întâmplare. Pe scurt, după o petrecere dimineața, nu în București, s-a supărat și a alergat până la București.
N-am alergat. Nu până la București? Nu. Ziceai că într-o dimineață? Nu. Asta e o chestie mai veche, asta cu alergarea. Cred că acum vreo 5-6 ani de zile am alergat noaptea vreo 20 ceva de kilometri. Doar 20? Cred că da. Na. Ceva la bord? Te-a prins radarul? Cred că da. Poliția? Cred că da. Na. Ceva la bord aveam, probabil un pahar de vin în plus, așa de cât ar fi fost normal. Oficial? Sau neoficial? Închidem camera, îmi spune și vă spune în continuare. Zic după aia, da. Da. Cât de importantă e nutriția în sportul pe care îl faci? Ăsta e un subiect, să zicem, delicat. Și de ce? Pentru că n-am ajuns să-mi dau seama concret cât de importante sunt anumite alimente, să zicem, pentru mine. Că faci bine totul. Da și nu. Deci nu pot să zic că am aprofundat chestia asta. Caut, teoretic, să mănânc lucruri care nu mă îngreunează, care nu se digeră foarte greu. Nu mănânc junk food prea des. Asta pot să zic că totuși mă feresc. Deși uneori mai deschid, să zicem așa, câte o pungă din asta din magazin care conține chipsuri sau alte, recunosc câteodată. Dar doar mental, ca să mă relaxez. Mă face foarte bine. La nivel de nutriție, caut să mănânc cam tot ce are nevoie un alergător, nu știu, carbohidrați, atunci când vorbim de alergări lungi. La nivel de medicamente, poate, dacă la asta te gândeai. Nu neapărat, așa în general. Caut să-mi aduc un aport suficient de vitamine, vitamina D, spre exemplu, un calciu, un magneziu, un zinc, deci lucruri esențiale pe care corpul nu le poate produce la nivelul la care le pierde. Da, mai ales la nivelul ăsta. Da. Salate, vara mănânc multe salate verzi. Da. Mănânc lucruri verzi care sunt foarte bine că conțin ceea ce are nevoie un alergător. Cam asta. Ai vreo o întâmplare nasoală și o întâmplare cool care s-a întâmplat pe durata unei competiții? Nasoale? Gen dureri de stomac? Nu, să știi, asta cu dureri de stomac niciodată, că întotdeauna... Te-ai dus la biserică, ai prins o lumânare înainte și ai zis, bă, să fie... Nu, recunosc că e o chestie, am un tranzit foarte bun și cred că am fost atent mereu cu lucrul ăsta. Da. Ce mănânc înainte. Da. Sunt atent la ce mănânc înainte, atât. Asta. Eu nu pot să zic că am avut o problemă digestivă sau alimentară vreodată. Am avut probleme în concursuri. Blocaje musculare sau fel și fel de chestii de genul ăsta. Mai mereu, dar altfel. Și una bună? O întâmplare bună? Ceva frumos, te-a ajutat că ai stat în spatele cuiva? Sau rămâne, da. Rămâne clar cea mai bună senzație pe care am avut-o și nu o să uit niciodată. Cred că o să vorbesc de chestia asta și peste 20 de ani. E primul meu semi-maraton pe care l-am alergat în Grecia, în Olimpia, acolo unde se aprinde flacăra olimpică. Și m-am oprit în vreo 9 km. În Tehna Sarna cu pantele, evident m-au ucis și acolo. Era primul maraton, m-au ucis și prima dată. Am reușit să alerg din nou și să îmi revin chiar la kilometru 20, deci cu un kilometru înainte de finish, să-l prind pe cel care conducea cursa și să-l bat pe ultimii, nu știu, 300-400 de metri, deci acum 4 ani de zile. A fost ceva fain de tot. Cursa filmată, cu motociclete, cu camere, cu plin de lume în oraș, plin de... Foarte fain. Deci aia cred că e cea mai faină. Ce mod perfect de a-ți începe cariera, să zic așa, în forță. Da. Am crescut în tine și ne-am și marcat momentul ăla. Mi l-am marcat cu un desen, ca să zicem așa, pe picior, să nu uit momentul. Da. Indiferent cât de greu ți-ar fi,
trebuie să duci la capăt. Și asta caut să fac, indiferent cât de greu mi-e, să duc momentele până la capăt, să nu le mai opresc, pentru că am avut și momente sau perioade când n-aveam capacitatea mentală de a termina o cursă. Da. Mi se întâmpla să nu mai pot termina. Că mă doare aia, că nu știu ce, că... Și cred că am trecut peste etapa aia, dar asta s-a întâmplat evident în timpul, adică nu puteam ales. Ne apropiem de încheiere, zi-mi trei lucruri cool și nu atât de cool la ceea ce faci. Păi, mai întâi cool. Păi lucrurile cool, cele mai cool, sunt momentele în care ești pe podium. Da. Deci ăla e cel mai fain moment, evident, și când treci linia de finish. Alt moment cool e că mai există și momentele alea când vin niște bănuți de pe la concursuri, te duci și îți cumperi ceva fain. Deci, și te bucuri. Ciocolată, de exemplu. Îți place? Ciocolată. Bun. Îți cumperi ciocolată. Așa. Al treilea lucru cool este că ajungi să cunoști niște oameni, repet, la care nu visai, la care, pe care îi urmăreai poate la televizor. Atleți foarte tari, atleți foarte buni. Bun, și trei, nu atât de cool. Nu atât de cool. Momentele alea foarte grele, când simți că nu mai poți. Al moment, poate, atunci când ești atât de obosit, atât de blocat muscular, încât iarăși nu mai ești în stare să faci lucruri normale, să te duci să mai ești la un suc, la o cafea, la când alții ies și te cheamă. Și pierzi excursii. N-am putut să mă duc, spre exemplu, în anumite excursii cu colegii de muncă. Cred că ai multe povești de genul ăsta, dacă te antrenezi. Da. Ce rezultate ai? Nu te poți duce, din păcate, pentru că știi că te costă. Da. În două zile te costă lipsa de antrenament. Deci cumva, scuze-mă că te întrerup, e o tactică bună din partea femeii să apuce, să alerge, să te facă și pe tine să alegi, ca să te responsabilizeze. Nu mai ești cu băieții, nu mai... Băi, nimic, nu mai bei. Să știi că... Poate a fost oață. Nu, chiar așa, uite, avem momente când ne petrecem timpul, să zicem, separat. Nu sunt foarte des, dar există momente de genul ăsta, când eu, spre exemplu, weekendul trecut, am mers și m-am văzut cu prietenii mei foarte buni de la Călăraș. Am mers, am jucat volei, ne-am relaxat, am făcut o plajă, lucruri pe care le făceam, să zicem, în copilărie. Deci e nevoie și de momente de genul ăsta. Să stai să te mai relaxezi. Nu te ține cel de lângă tine niciodată legat la ceva. Da. Libertatea există și libertatea ți-o câștigi din momentul în care ai cunoscut persoana. Dacă persoana te-a acceptat așa cum ești, atunci ți-ai câștigat libertatea. Pentru psihologie, puneți POS-ul. Hai, apropiați cardul de POS. Nu o să intrăm în acest subiect de data asta. Să mai fie oare nu atât de cool trezitul de dimineață, foarte de dimineață? Da, sunt momente grele, să știi, dar ajungi la un moment dat să te obișnuiești, să nu mai fie chiar așa o problemă, o povară trezitul ăsta la prima oară. E greu iarna. E greu iarna. A fost alături de noi unul dintre cei mai cool actuali sportivi din Alpi de Gare, Robert Necula. Trebuie să-l găsiți pe Instagram și pe Facebook după același nume, nu? Absolut. Așa, și acum îi voi da lui camera, mă voi opri aici și el vă va transmite un mesaj din partea lui. Așa că eu vă pup, nu mai pot să alerg. Gata. Ok, bun. Țineți minte, indiferent cât de greu v-ar fi, în viață, nu neapărat în sport, nu renunțați la ceea ce iubiți și la ceea ce faceți cu pasiune. Da? Vă salut, să auzim numai de bine. Ciao!